Vreau să vă spun că de multe ori în decursul anilor sau a 16 ani de concerte de Crăciun am cinstit memoria oamenilor cu care am lucrat sau oamenilor care mi-au influențat viața și profesia într-un fel. Astăzi seara am să vorbesc despre un om drag mie și vouă, de care mă leagă foarte multe amintiri. Este vorba de draga noastră Stella Popescu. Astă seară, Stella, o să cânt pentru tine. Astă seară, la 8 este bal, dansam tren și luar 3 lei biletul. Minunat a sortat bufetul și-am adus de orchestră în local. Este un fum și o harapamă și un miros de velur și miliar. Vine ora când trec la ta, cavalerii de mare amvergură. Vă rog să-mi acordați, domnișoară, dansul acesta. Hai, nu faceți pe modesta, dacă vreți, mi-închid și vesta. Vă rog să-mi acordați un tango numai odată. Eu știu să mă porc o fată, observați, am și cravată. Sunt curat după un ceas de tăcere, un băiat trist și însingurat de o fată s-a apropiat și timid primul dans îl cere. Îmi acordați un dans să vedeți la o adică. Aș dansa, vedeți, dar și că nu îndrăznesc, fiindcă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra de semnaluri, și deja-i tixit localul. Doar-i doi sunt în tot balul,